Doi medici noi specialiști în diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice au început activitatea în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Medicul Bianca Făsui va consulta luna aceasta pacienții care se adresează cabinetului de diabet zaharat din cadrul ambulatorului integrat, iar medicul Mădălin Braitoru va asigura activitatea din cadrul compartimentului diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din secția endocrinologie. Cei doi medici contribuie prin activitatea lor la îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților, la promovarea practicilor medicale de calitate, având o abordare empatică a nevoilor pacienților. Numărul pacienților cu diabet din România a crescut cu 30% în ultimii 5 ani, conform celor mai recente cifre publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În județul Gorj sunt peste 22.480 de pacienți înscriși în Registrul Județean de Diabet, anual fiind înregistrate peste 1.500 de noi cazuri. La Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în cadrul compartimentului de diabet, au fost internați în cursul anului 2023 un număr de 476 pacienți cu diabet zaharat, mulți dintre ei fiind deja în stadiul de complicații cronice majore. De asemenea, la cabinetul de diabet zaharat din ambulatoriul integrat au beneficiat de consult de specialitate și rețete 8.574 de pacienți. Dintre aceștia, 43 de pacienți au fost copii. Numărul copiilor diagnosticați cu diabet zaharat a crescut anul trecut față de 2022, respectiv au fost 23 de pacienți copii.